spuneți noastră când suntem gata. Da, ascultăm. Bună ziua și mulțumesc tuturor pentru că sunteți prezenți. I-am alături de mine pe domnul secretar de stat Zoltan Coloș, președintele Comisiei Naționale de Bacalaureat 2024, pe domnul secretar de stat Sorin Ion, președintele Comisiei Naționale pentru Organizarea Evaluării Naționale și, de asemenea, cel care coordonează procesul de evaluare digitalizată, și pe domnul Marius Avram, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Aș începe prin a mulțumi tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea examenelor naționale, atât la nivelul Ministerului Educației, cât și în toate centrele de examen sau de evaluare. Așa cum știți, suntem în etapa de contestații la evaluarea națională, va urma astăzi etapa de contestații la examenul de bacalaureat. Subliniez ceea ce am subliniat și acum câteva zile când am anunțat rezultatele de la evaluarea națională, este anul în care evaluarea digitalizată se generalizează, iar acesta este un pas important înainte. În ceea ce privește desfășurarea probelor examenului național de bacalaureat 2024, probele scrise s-au desfășurat în 477 de centre de examen. Evaluarea s-a desfășurat în 47 de centre zonale de evaluare din toată țara, cu 81 de subcomisii. Au fost soluționate toate cererile pentru asigurarea unor condiții de egalizare de șanse pentru candidații cu deficiențe de auz, deficiențe de vedere, tulburări de neurodezvoltare, diabet și așa mai departe. Și la fel ca la evaluarea națională, toți cei care au solicitat să susțină probele examenului de bacalaureat în condiții adaptate, au putut face acest lucru. În total au fost date aprobări pentru cazuri speciale pentru 772 de candidați. În organizarea și desfășurarea bacalaureatului din acest an au fost implicați aproape 14.000 de profesori asistenți, peste 10.000 de profesori evaluatori și aproximativ 5.000 de membri în comisiile de la nivelul centrelor de examen și al centrelor zonale de evaluare. Și le mulțumesc tuturor pentru implicare. În ceea ce privește prezența candidaților la acest examen de bacalaureat, au fost prezenți în total peste 130.000 de candidați, din cei peste 134.000 de candidați înscriși. Pentru promoția curentă au fost prezenți 116.689 de candidați, din cei 119.042 înscriși pentru susținerea probelor. Din punct de vedere al rezultatelor, pentru toți candidații, adică promoția curentă plus candidații din seriile anterioare, rata de promovare este de 76,4% față de 72,8% în 2023 și 73,3% în anul 2022. Pentru seria curentă, rata de promovare înainte de contestații este de 81,5% față de 78,4% în 2023 și 78,3% în 2022. Pe filiere, rata de promovare pentru seria curentă se prezintă astfel. Pentru filiera teoretică, 90,7%. Pentru filiera tehnologică, 63,3%. Pentru filiera vocațională, 77,3%. Dintre candidații din promoția curentă care au promovat examenul de bacalaureat, respectiv care au obținut media notelor peste 6, cei mai mulți se situează în tranșa de medii 8-8-99, adică 32,77%. 29,9% obținut medii între 9 și 10, 23,78% obținut medii între 7 și 7,99 și 13,5% obținut medii între 6 și 6,99. 39 de candidați au obținut media 10. 11,57% dintre candidații respinși au avut medii între 5 și 5,99. Cea mai mare rată de promovare pentru candidații din seria curentă s-a înregistrat în județele Cluj, 88,9%, Galați, 88,5%, Brăila, 87,5%, Bacău, 87,9% și Brașov, 87,4%. Cea mai scăzută rată de promovare s-a înregistrat în Ilfov, 61,3%, Harghita, 63,5%, Giurgiu, 67%, Mehedinți, 68,6% și Teleorman, 69,3%.
Așa cum știți, lucrările au fost evaluate digitalizat. Mai ales în acest context, mulțumesc și tuturor informaticienilor din centrele de examen și din centrele de evaluare. Rolul lor, în contextul generalizării evaluării digitalizate, este cu atât mai important. Așa cum s-a întâmplat și la evaluarea națională, acolo unde s-au înregistrat diferențe de notare între cei doi evaluatori în ceea ce privește itemii obiectivi, lucrarea a fost retransmisă primilor doi evaluatori pentru reverificare. De asemenea, pentru o evaluare cât mai omogenă, evaluatorii din toată țara au fost și la examenul de bacalaureat instruiți direct de la Ministerul Educației. Ce urmează? Eventualele contestații pot fi depuse sau transmise astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 12 iulie. Amintim că pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ. Să fi susținut probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să fi susținut toate probele scrise și să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și să obțină cel puțin media 6 la probele scrise. Pentru cei care nu au promovat după afișarea rezultatelor finale, ei pot susține examenul de bacalaureat în următoarele sesiuni, inclusiv în sesiunea de toamnă de anul acesta, dacă nu au fost eliminați din examen. Ei au posibilitatea de a solicita recunoașterea probelor promovate și de a susține doar probele pe care nu le-au promovat. Candidații eliminați nu se mai pot înscrie pentru susținerea bacalaureatului în următoarele două sesiuni. Ne referim aici la cazurile de fraudă. Sesiunea de toamnă de anul acesta va începe în 8 august cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Probele scrise vor avea loc între 19 și 22 august. Înscrierea candidaților pentru bacalaureatul de toamnă va avea loc între 15 și 22 iulie. În ceea ce privește evaluarea națională, rezultatele finale vor fi afișate mâine, 9 iulie, după contestații. Pe 10 iulie încep etapele admiterii la liceu, prima dintre ele este afișarea ierarhiei candidaților pe județe în data de 10 iulie. Este urmată de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu între 11 și 22 iulie și de repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu, care va avea loc pe 24 iulie. Vă mulțumesc și cu siguranță așteptăm întrebările dumneavoastră, atât eu cât și colegii mei. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, Televiziunea Română. În primul rând, dacă vă mulțumesc aceste rezultate și în al doilea rând, am vrea să auzim cât de bine au reușit elevii din mediul rural. Foarte rapid m-am uitat pe dosarul de presă, aproape jumătate dintre ei, 50%, nu au promovat acest examen de bacalaureat. Aș vrea să detaliem puțin situația celor din rural. Mulțumesc! Din punct de vedere al rezultatelor, ne înscriem într-un trend, așa cum spuneam, și aș evita să fac comparații din nou între generații. Este un rezultat care cred eu că confirmă niște premize și anume utilitatea simulărilor mai devreme pentru a exista timp de consolidare și de recapitulare. Și de asemenea, așa cum s-a mai discutat în spațiul public, o propunere de îmbunătățire a fost existența unor subiecte care să permită o ierarhizare mai ales la vârf, adică pe ceea ce înseamnă eșaloanele superioare de note. Cred că din aceste puncte de vedere lucrurile au fost așa cum ne-am propus. Sigur că ne dorim ca să avem un procent mai bun de promovare la examenul de bacalaureat. De asemenea, știm că trebuie să intervenim mai ales în zonele vulnerabile, zonele rurale fiind cu siguranță zone prioritare în acest sens. Și aici tot ceea ce va însemna intervenția Ministerului, că vorbim despre învățământ remedial, că vorbim despre masă caldă, că vorbim despre planurile pentru reforma curriculară și adecvarea examenului de bacalaureat la tipul de filieră, adecvarea, de exemplu, pentru filiera tehnologică, considerăm că vor însemna pași înainte pentru a avea rezultate mai bune la nivel social.
când anume cei de la Tehnologic ar putea da un bacalaureat potrivit cu ceea ce ei au învățat, cu felul în care ei s-au pregătit? Generația care va intra la liceu în anul școlar 2025-2026 va urma noile programe. Asta înseamnă că tot ei vor fi generația care vor da bacalaureatul pe formula pe care noua lege a învățământului preuniversitar o prevede. Bună ziua, aș vrea să vă întreb, oare când veți avea acele criterii de salarizare diferențiată pentru profesori? Știu că premierul vi l-a cerut încă de acum vreo jumătate de an. Și când veți lua cu adevărat măsuri concrete în a-i centrifuga din învățământ pe profesorii care dau generații și generații de picați, atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat? Într-adevăr, lucrul pe criteriile în ceea ce privește salarizarea bazată pe performanță este în curs. Există inițiative din partea Ministerului Muncii de constituirea unor grupuri de lucru din care să facă parte și entități care asigură asistență tehnică, de exemplu Banca Mondială. Noi avem deja un document din partea OECD care detaliază principiile pentru o salarizare diferențiată. Acele criterii recomandă criterii din mai multe puncte de vedere, adică nu recomandă doar observarea progresului efectiv al elevului, pentru că el poate fi influențat și de alte cauze. Recomandă inclusiv corelarea cu etapele de promovare în carieră, cu profilul de carieră și, de asemenea, cu alte tipuri de evaluare. Evaluarea realizată de colegi, evaluarea realizată de directori, evaluarea chiar realizată de cadrul didactic însăși sau însuși. Ne dorim să avem criterii de salarizare în colaborare cu federațiile sindicale, care, într-adevăr, să surprindă progresul, însă pentru asta trebuie să avem evaluarea standardizată. De aceea, noua lege, vorbim despre evaluări anuale standardizate, avem o investiție în PNRR care vizează exact asta, o platformă pentru evaluare standardizată și cred că înainte de a pune în practică eventuale criterii care să se lege de progresul elevilor, trebuie să avem această capacitate de a compara, de a vedea de unde a plecat un elev și unde a ajuns, iar acest lucru se poate realiza doar prin evaluare standardizată. Deci aceste evoluții, din punctul nostru de vedere, salarizarea diferențiată în funcție de progresul elevilor sau de performanță și evaluarea standardizată trebuie să meargă cumva mână în mână. Dar eu întrebam când, pentru că toate aceste informații despre grupuri de lucru și de ne trebuie aia, aia și aia, le știm deja, le-am aflat și de la conferința precedentă. Când vom avea noua lege a salarizării, veți avea și răspunsul referitor la criteriile de salarizare. Bună ziua, Mihai Pedicilă, edupedu.ro. În primul rând, este cel mai mare rezultat, cel mai bun rezultat al ratei de promovare și al numărului de absolvenți din 2015 încoace. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Unde ați văzut că s-au întâmplat mișcări? Cine a performat mai bine și care au fost măsurile care au dus la asta din analiza preliminară pe care o aveți? Cred că suntem încă în analiza informațiilor. Finalizarea evaluării s-a realizat în cursul zilei de ieri. Avem un dosar de presă cu analiză statistică în ceea ce privește cauzele pentru rezultatul de acest an. Permiteți-mi să nu mă pronunț încă. Aș vrea să avem o discuție cu colegii noștri de la Unitatea de Cercetare în Educație și să putem face o analiză mai aprofundată. Mi s-a părut important să avem o primă discuție pe rezultatele statistice și să le anunțăm public, însă pentru a identifica și pentru a avansa posibile cauze, permiteți-ne să analizăm puțin mai bine. La ieșirea de la probe, mai mulți elevi spuneau că subiectele au fost foarte ușoare. Asta a fost impresia generală. Colegii mei care au fost pe teren de la televiziune au ilustrat asta în materialele lor. Spuneți-mi dacă, într-un fel, dumneavoastră ați cerut sau colegii dumneavoastră din conducerea Ministerului să existe o influență asupra subiectelor, să fie făcute astfel încât și elevii care sunt sub un anumit prag să poată trece peste acest nivel, din informațiile pe care edupedu.ro le are, de la mai multe persoane din Ministerul Educației, din chiar de cei care fac, sunt coordonatori de subiecte, au existat influențe, ar fi fost aduși aici, în minister, profesori, cu o săptămână înainte de examen, de bacalaureat, ca să se asigure, profesori din rural și din licee tehnologice, să se asigure că subiectele sunt
accesibile și pentru elevii din liceele acestora. Cum comentați această informație și care e poziția dumneavoastră? Ați influențat în vreun fel, direct sau indirect, subiectele? Ministrul Educației nu are nicio implicare în ceea ce înseamnă procesul de elaborare al subiectelor. Procesul de elaborare este gestionat de Centrul Național de Politici de Evaluare și colegul meu vă poate da detalii cu privire la acest proces. De asemenea, Comisia Națională gestionează ce înseamnă desfășurarea procesului de evaluare. Permiteți-mi să mărturisesc că și eu am văzut în presă diferite poziții ale cadrelor didactice, care indicau mai degrabă un nivel mediu al subiectelor. Nu cred că elevii care au învățat bine au avut o problemă, însă în același timp, dacă ne uităm la cifre, vedem că ele nu sunt în mod semnificativ statistic nici mai bune, nici mai proaste decât în ultimii ani. Deci, din punctul meu de vedere, la nivelul conducerii Ministerului nu a existat niciodată o interferență cu procesul firesc de elaborare al subiectelor și o să-l rog pe colegul meu să vi-l detalieze, dacă vi se pare necesar. Chiar e important. Vă rog. Mulțumesc. În niciun caz nu a existat vreo astfel de solicitare din partea cuiva. Subiectele de examen respectă structura pe care noi o postăm în fiecare an la 1 noiembrie, structură care poate fi ușor verificată. De asemenea, aceeași structură este utilizată și în cazul examenului de simulare, neexistând vreo dificultate mai mică sau mai mare. Au fost modificate grupurile de lucru pentru profesorii caz. De grupurile examen? Grupurile de lucru sunt numite prin decizia directorului Centrului Național de Evaluare, nu au fost modificate. Bine, mulțumesc. O întrebare pentru doamna ministru, dacă se poate. A existat o solicitare să faceți publice, să trimiteți copiilor și lucrările, să le vadă în format PDF din partea părinților. Lucrul ăsta se întâmplă în Republica Moldova. Elevii au acces la lucrarea lor, nu la baremul de corectare, ci la lucrare, așa cum au scris-o, în momentul primirii notelor inițiale, ca să vadă dacă e cazul sau nu să facă o contestație. Puteți să faceți lucrul acesta? Vă gândiți la lucrul acesta? Ați pus problema, haideți să fim mai transparenți cu lucrările pentru a ajuta copiii? Am avut o discuție după ce am primit primele solicitări în acest sens. Și acum, în România, lucrările pot fi vizualizate după încheierea perioadei de contestații. Mecanismul de vizualizare presupune implicarea resursei umane și presupune deplasarea la centrul de examinare. Nu avem acum în platformă un sistem care să permită accesarea lucrării direct cu user și parolă. Tot ceea ce înseamnă feedback din desfășurarea examenelor naționale din acest an va fi analizat. Ne dorim să avem niște chestionare și pentru cadrele didactice implicate, și pentru elevi, și pentru cei din Ministerul Educației, pentru a putea vedea ce îmbunătățim pentru anul următor. În acest moment, nici metodologia și nici platforma nu ne permiteau un astfel de pas. S-a discutat mult în spațiul public, așa cum vă spuneam, îmi doresc să analizăm în ceea ce privește posibilitatea tehnică și în ceea ce privește implicarea suplimentară de resursă umană. În mod normal, orice pas în plus pentru transparență este unul bun, dar vom discuta inclusiv cu cei care se ocupă direct de examene să ne spună ce înseamnă, în ceea ce înseamnă fluxul de desfășurare al examenelor un astfel de pas suplimentar. Și o întrebare off-topic, bacalaureat, dacă îmi permiteți, candidați la alegerile parlamentare? Nu am avut această discuție și deocamdată nu am această preocupare. Deocamdată ne ocupăm de examenele de naționale. De principiu, comportamentul dumneavoastră, pentru că sunteți ministrul educației și prin comportament dați un exemplu elevilor, copiilor, tinerilor, comportamentul dumneavoastră în cazul în care veți lua decizia să candidați va fi să rămâneți în funcție sau să faceți un pas în lateral și în perioada campaniei și în perioada fight-ului politic să lăsați Ministerul Educației independent? În momentul în care voi lua o decizie, voi anunța și eventualele implicații. Mulțumesc. Ioana Nicolescu, Euronews. Având în vedere că în toamnă vom avea noile planuri cadru, din ce înțelegem și va urma și o modificare a examenului de bacalaureat, sunt curioasă, m-am uitat și în străinătate, spre exemplu în Franța s-a schimbat în 2021 tot sistemul de bacalaureat în ideea că trebuie să facă trecerea către facultate și piața muncii, iar elevii își aleg cu 2 ani de zile înainte materiile în funcție de facultatea la care vor susține admiterea, la fel ca la A-Levels. Luați în vedere prin aceste planuri cadru noi să eliminați o parte din materiile
cele care încarcă curricula la final de liceu, clasele a 11-a și a 12-a, și să se concentreze acest nou plan cadru pe materiile de examen, iar acestea ulterior să fie probabil gândite mai mult în sistemul occidental, adică să facă trecerea către facultate, nu să dăm bacul de dragul bacului. Într-adevăr, am avut această discuție a personalizării curriculumului liceal în funcție de opțiunea ulterioară a absolventului. A fost una dintre discuțiile inițiale și unul dintre principiile pe care am rugat ca cei din grupurile de lucru să le ia în considerare. O să vedem ce rezultă în urma discuțiilor din grupurile de lucru, însă eu personal, da, mi-aș dori o flexibilitate mai mare în anii finali ai parcursului liceal, în așa fel încât să existe o relevanță a disciplinelor care pot fi alese de către elev, în așa fel încât parcursul ulterior în învățământul superior să fie sprijinit de parcursul liceal. Și asta ar însemna și mai puține materii pe lângă? O să vedem ce reiese din grupurile de lucru, depinde și de profilul absolventului. Trebuie să vedem ce avem nevoie să avem în planurile cadru pentru a îndeplini profilul absolventului pe care îl avem deja. Din nou, aceasta este o discuție pe care o poartă specialiștii, aștept rezultatul din partea lor. Aș vrea să vă mai întreb, cât de sigur este acest examen de bacalaureat în condițiile în care subiectele apar pe internet la 20 de minute de la începerea probei? Dacă elevii au într-adevăr acces la tot felul de dispozitive prin care să fie ajutat să rezolve subiectele respective, ce valoare mai au aceste rezultate bune, cele mai bune din ultimii ani? Acest fenomen al fotografierii rezultatelor și mediatizării ulterioare este cu siguranță unul regretabil. Însă, această mediatizare apare după ce elevii sunt deja în parcursul examenului, sunt deja în sălile de examen și examenul este în desfășurare. Cei care le pot vedea sunt cei care nu se află în sălile de examen. Sigur că în fiecare caz noi am luat măsurile care se impun. În cazul elevilor, ei sunt eliminați din examen, următoarele două sesiuni de bacalaureat nu se mai pot înscrie. În cazul cadrelor didactice sau al personalului din comisii, ei urmează a fi sancționați în funcție de rezultatul cercetărilor, unele dintre ele chiar cercetări penale. Deci eu cred că există sancțiuni foarte clare care ar trebui să descurajeze orice astfel de încercare. Din păcate, avansul tehnologic face foarte grea depistarea unor astfel de dispozitive pentru comisii și trebuie să discutăm în ce măsură, la nivelul pregătirii centrelor de examen, putem avea măsuri de prevenție în afară de observarea pe care o fac profesorii asistenți atunci când se intră în săl sau dacă sunt prinși în timpul examenului comunicând sau utilizând diferite dispozitive, ei sunt eliminați din examen. Deci, măsuri există și acum. Pentru acele cazuri punctuale, va trebui să găsim soluții în așa fel încât ele să fie din ce în ce mai puține spre deloc. Nu cred că integritatea examenului național de bacalaureat a fost afectată în vreun fel de apariția subiectelor după ce copiii se află deja în sălile de examen. Și mai am o ultimă întrebare, e legată de liceele care au rată de promovare zero. Câte sunt anul acesta și ce s-a întâmplat cu cele de anul trecut, care au fost sancțiunile în cazul lor? În acest an au existat, sigur, tot așa, o serie de unități de învățământ care au avut rată zero de promovare la bacalaureat. Nu am acum cifrele, dar sunt convinsă că le putem extrage dacă avem o solicitare de presă și vi le putem transmite. Ca și anul trecut, ei nu vor mai putea școlariza pentru clasa a noua, celelalte generații mergând în continuare, dar ele sunt în același timp într-un proces de monitorizare de către inspectorate. De asemenea, ele au fost analizate și prin studiile pe care le-am făcut. Unele dintre ele sunt cazuri absolut speciale, fie sunt cu foarte puțini copii și sunt, mă rog, în zone extrem de defavorizate, fie unele dintre ele sunt chiar licee care școlarizează copii cu cerințe educaționale speciale. Deci eu cred că în acele cazuri fiecare unitate de învățământ trebuie analizată nu numai din punct de vedere cantitativ, ci și din punct de vedere calitativ, adică trebuie să vedem care sunt cauzele și să încercăm să le adresăm. Pe termen lung,
Așa cum spuneam, testarea standardizată anuală va permite identificarea eventualelor dificultăți în învățare sau a golurilor în învățare mult mai devreme, pentru a nu ajunge la examenul de bacalaureat la o nepromovare. Aș mai avea o întrebare, mă scuzați. De ce nu se publică toate notele? Metodologia prevede la articolul 14 alineatul 2 publicarea tuturor notelor pentru ambele discipline, la evaluarea națională și pentru toate disciplinele la bacalaureat, evident, alt articol, dar e același lucru. Dumneavoastră, în aceeași metodologie, definiți nota finală a disciplinei ca nota formată din notele evaluatorilor și publicați, de fapt, doar nota finală, adică media celor două note ale evaluatorilor, nu notele. De ce nu publicați toate notele pentru a fi și mai transparent procesul și pentru ca un elev să știe dacă un evaluator l-a evaluat cu aproape un punct diferență față de celălalt, contestația are rost. Dacă ambii sunt pe același plafon, probabil că nu. Ar fi un exercițiu de transparență și prevăzut de metodologie. Metodologia are o formulare similară în ultimii ani. Întotdeauna datele s-au publicat în formatul în care se publică și în acest an. Este o solicitare, așa cum vă spuneam, nouă publicarea tuturor notelor evaluatorilor și ca orice altă sugestie de îmbunătățire a procesului va fi analizată pentru anul următor. Eu v-aș întreba dacă ne puteți detalia pe fiecare centru de examen ce s-a întâmplat după scurgerea subiectelor. Elev eliminat, ce s-a întâmplat cu profesorii, șeful comisiei de examen, că poate acolo-i sursa. Mulțumesc! Cred că în multe cazuri cercetarea din punct de vedere penal desfășurată de organele de anchetă este încă în curs. Deci nu vă pot detalia pentru fiecare caz în parte, acolo unde sunt doar chestiuni care țin de candidați, de elevi și au fost deja finalizate procedurile, sigur putem să facem, să vă facem disponibile măsurile, dar o să rog tot așa o solicitare ca să putem să detaliem pentru fiecare centru în parte. Vă mulțumesc frumos tuturor! Mulțumim. O zi frumoasă!